binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorului de viață, vină și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată închinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântul Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpân, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vinică-ne putințele noastre pentru tot ce-o spun. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toată lumea, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, face-se voia Ta, se cum în cer, așa pe Amin. Dumnezeu este Domnul și sarta nouă, bine este cuvântat, cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și sarta nouă, bine este cuvântat, cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și sarta nouă, bine este cuvântat, cel ce vine într-un numele Domnului. Precum în mijlocul ucenicilor Tăi ai venit, Mântuitorule, pace dintre lor, vină și la noi și ne mântuiește. Duhul Tău cel Sfânt Hristoase, Dumnezeule, pe ucenicii cei necărturari i-a arătat învățători și prin unirea limbilor celor cu multe graiuri, a surpat înșelăciunea ca una tot puternic. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, binecuvântat ești Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce prea înțelepțe pe scară arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt, și preîntrânșii lumea ai vânat, iubitoare de oameni, slavă ție! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, solitoarea creștină înfutată, mijloșitoare neschimbată către fecioară, păcător nu treci vederea, gândurile, glasă cere de rugăciunile păcătoșilor, ci se rugăiești ca o bună spre ajutorul nostru, care credință strigă ție, grăbește spre rugăciune și te nevoiește spre îmbrânzire, apărând pururea pe cei ce cinstesc pe tine. Cu înțelepciune de ei să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Și Duhului Tău! Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire! Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte, zisa Domnul pilda aceasta, a ieșit semănătorul să semine, și pe când semăna unele semințe au căzut lângă drum, și au venit păsările și le-au mâncat, altele au căzut pe loc petros, unde n-aveau pământ mult și îndată au răsărit, că n-aveau pământ adânc, iar când s-a evit soarele, s-au prălit de aștiță și neavând rădăcină s-au uscat. Altele au căzut între spini, dar spinii au crescut și le-au înnăbușit. Altele au căzut pe pământ bun și au dat rod, una 100, alta 60, alta 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește.
pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Ioachim, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor, rom de plătitine pentru cărmitorii țării noastre, pentru mai mari orașe, satelor și pentru iubitoare Hristosoaste, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să trimită asupra robilor să elevi Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, să le deschide mintea și cugetul, să le lumineze inima lor spre primirea învățăturilor celor bune, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se dească inima lor începutul înțelepciunii, frica sa cea dumnezeiască și prin ea se zgonească din inimile lor, ușurătățile tinereții să lumineze mintea lor, ca să se abată de rău să facă binele, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Mintea lor spre a pricepe și a ține minte toate învățăturile cele bune și folositoare, pentru ca să dea lor înțelepciunea care șade la tronul lui, să o sădească în inimile lor, ca să învețe ce este bineplăcutul lui, Domnului să Doamne, miluiește! Pentru ca să sporească ei cu înțelepciunea și cu vârsta, spre slava lui Dumnezeu, pentru ca prin înțelepciune viață bună și dreaptă credință să fie bucurie și mângâiere părinților lor și întăririi bisericii noastre, totuși și țării noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrare, cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robii Dumnezeu, ziceți-vă toți numele, care se de față la această Sfântă Dumnezească slujbe pentru ajutorul lor, cel de la Dumnezeu, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fiți slăviți și noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți sfinții, să o pomenim. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Ție, Doamne, că ți se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule, Dumnezeul nostru, cel ce în vremea lui Moise ai preschimbat apa cea amară în apă dulce pentru poporul tău și apele cele vătămătoare în vremea lui Irisei le-ai vindecat, cel ce a sfințit apele Iordanului cu arătarea ta cea fără de prihană, însuși acum, stăpâne, sfințește apa aceasta. Amin. Însuți acum, stăpâne, sfințește apa aceasta. Amin. Însuți acum, stăpâne, sfințește apa aceasta. Amin. Și fost să fie tuturor celor ce vor gusta și vor fi stropiți cu ea izvor de binecuvântare, tămăduire de bol și de patim, sfințirea așezământului acesta, școlii acestea și izbăvirea de orice lucrare potrivnică văzută și nevăzută. Că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului.
ta. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Fie, Doamne. Mântuiești sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Împreună cu cel fără început al tău, Părinte, cu preasântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, care cu chipul tău ne-a cinstit noi oamenii și ne-a îmbrăcat cu voie de sine stăpânitoare, cel care a intrat în biserică la înjumătățirea prasnicului și a învățat pe oameni cât se mirau popoarele și ziceau: de unde știa acesta Scriptura nefiind învățat? Și David grăiește: veniți, fiilor, ascultați-mă pe mine și vă voi învăța pe voi frica Domnului. Cel ce a învățat pe Solomon înțelepciunea, Dumnezeule al tuturor, cuvântul împărate al tuturor, deschide sufletul și inima, gura și mintea robilor tăi, elevii aceștia, ca să priceapă să învețe să facă voia ta. Și ferește de toate ispita diavolească, păzindu-i în toate zilele vieților și făcându-i să sporească totdeauna în toate poruncile tale, pentru rugăciunea preacuratei Maicii tale și ale tuturor Sfinților tăi. Că Tu ești cercetătorul sfântului și al trupurilor noastre, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Tatălui și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Membrilor corpului didactic, Daniela, Cristina, Cristina, Mihaela, Dorina, Mădălina, Ovidiu, Irina, Romeo, Georgeta, Carmen, Elena, Elena, Olga, Dana, Nicolae, Simona, Daniel, Elena, Sânziana, Daniel, Mirela, Florina, Raluca, Cosmina, Paula, Marcela, Milioara și tuturor elevilor școlile acestea, dă-le, Doamne, zile îndelungate, pace, sănătate și propășire, răspândirea luminii științelor și a virtuții creștinești și păzește într-un mulți ani. Mulți ani trăiască! 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 La mulți ani cu sănătate să vedea Domnul tot ce dorit, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți, vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăi
la mulți ani fericiți să trăiți. Pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Asistența întreagă a fost aici. Cu ajutorul Dumnezeu, a mai trecut un an când tot acest platou am înălțat rugăciunea lui Dumnezeu ca să lumineze mințile și inimile după aceea a tuturor celor care stau cu coatele pe bancă și vor să acumuleze, să-și însușească cât mai multe cunoștințe. Dar, în primul rând, că cele cunoștințe de a căuta calea lui Dumnezeu. După aceea se adaugă toate celelalte nouă. De aceea, întotdeauna lucrul tău, așa și noi, românii, creștini mai ales, să-l începi cu Dumnezeu. Așa și anul acesta, un nou an, în viața voastră, dragi copii, ca să fie viitorul parohiei de astăzi, dar și a țării noastre și a bisericii noastre ortodoxe români. Începeți o nouă etapă de a vă arăta puterea voastră de muncă, puterea voastră de ascultare, puterea voastră de a căuta să fiți cât mai buni. Nu numai la carte, dar și la purtare. Ca cei care suntem înaintea voastră, poate ne-ați avut și pilde, să fiți și voi la rândul vostru pilde pentru ceilalți care vin și au venit noi acum, la clasa, au zis acum, pregătitoare sau clasa 0, și cei care încep clasa 1, atunci se deschidă să scrie pe caiet și să descifreze literele și cifrele, să fiți voi luați ca model de ei. Și de aceea, pentru mulți poate presupune, eu știu, o fel de zbatere în care să fiți oare să vă liberați, să vă descătușați din ceea ce un anumit regulament al vieții noastre spirituale, dar și de comuniune, de comunitate, de societate, ni le impun și care nu trebuie să sărim peste ele, ci mergem să le însușim și să le împământenim în noi și pe aceea să le ducem mai departe. Pentru că părinții voștri, cei care v-au născut și vă cresc și rugăciunile lor vă întăresc pe voi și viitorul vostru, plus cei care veți lângă voi, doamnele profesoare, învățători, educatori, domnul profesor, învățători, educatori, cei care vă înmânează vouă să vă însușiți toate cele trebuitoare pentru viața aceasta noastră, materială, dar și pentru viața noastră spirituală, pentru că aveți toate condițiile în care să fiți liniștiți, să fiți uminți, să fiți înțelepți. Dacă ați vedea înțelepciunii, să duc așa. Pentru că alături va fi și conducerea comunii noastre, va fi avut dumneavoastră și orice nevoie va fi în școala aceasta, desigur că va sări în ajutor, pentru că școala, biserica și Iisus Hristos sunt cele trei puncte, cele trei repere ale vieții unui om, a unui cetățean, a unui credincios. Eu vă urez sănătate, mulți ani, spor la muncă și așa să faci Dumnezeu cum ne cere nouă. Să căutăm dreptatea și împărăția Lui și toate ce se adaugă nouă, orice pentru viața aceasta, pentru viața cu Dumnezeu. Amin. Mulțumim foarte mult pentru binecuvântare. Vă mulțumesc că sunteți astăzi aici în mijlocul nostru. Bine ați venit. Și privindu-mă, m-am gândit la un lucru. L-am descoperit acum de 10 minute. Am realizat că eu nu-mi iubesc școala. Chiar nu iubesc. Cum aș putea să iubesc o clădire? Eu vă iubesc pe voi.
Cei care ați venit astăzi aici, cei care sunteți desprinși parcă dintr-un tablou, sunteți atât de frumoși, n-aveți cum să vă vedeți, eu v-am văzut destul de bine. Am niște emoții mai mari decât China, spun eu. Dragilor, îmi era foarte dor de voi. Îmi era dor de tinerețea voastră, de efervescența voastră. Nu spun că anul acesta va fi un an ușor. Nu spun că dincolo de aceste ziduri vă va aștepta așa un râu de lapte, miere, acadele și nu știu ce ați mai scris voi într-o compunere anul trecut. Vreau să doresc colegilor mei un an liniștit, un an cu sănătate, un an plin de realizări. Împreună sunt convinsă că vom fi la fel de buni, aceeași echipă care se dăruiește întru totul elevilor, era să spun școlii și tocmai m-am declarat că nu mă iubesc. Vreau să mulțumesc invitațiilor care au răspuns prezent în această zi și am să încep cu invitați dragi sufletului nostru, cu invitați pe care privindu-i mi-aduc aminte de aceeași teză la Olimpiada de Chimie ascunsă în bancă, ca să merg la Olimpiada de Română, știți că așa era atunci condiționat. Vreau să-i mulțumesc domnului profesor Dârlău Corneliu pentru prezență, doamnei profesoare... Doamnei profesoare Valeria Dârlău, tocmai i-am declarat, dânsa m-a învățat foarte multe lucruri, dar unul din ele a fost acela, m-a învățat cum să prind copiii copiind. Știți? Și îi mulțumesc pentru aceasta. Doamnei profesoare Clânteală Olga, tinere noastre pensionare, îi mulțumim că astăzi a venit în mijlocul nostru. Vreau să-i mulțumesc domnului primar Răzvan Tudose, domnului viceprimar Viorel Minculeț, și consilierilor care au răspuns prezent. Dragi elevi, vreau să vă anunț că în mijlocul nostru avem cadre didactice noi, domnișoara profesoară de română Neagu Cosmina, domnul profesor de română Rotaru Daniel și domnul profesor de educație fizică Ienache Ștefan. Sper să nu fi botezat. Vă mulțumesc! Dar mai avem în mijlocul nostru un om care... pentru câteva secunde în vara aceasta mi-a dăruit așa un munte de fericire și un munte de bucurie. Pentru România este medaliata cu bronz la Rio, pentru noi zemeșenii este medaliata noastră cu aur, Iuliana Popa. Mi-a mărturisit că are mari emoții. Am liniștit-o spunându-i, stai liniștită și eu la fel. Aș vrea să-i dăruiesc din partea noastră un buchet de flori și să o rugăm fierbinte, fierbinte, fierbinte la Tokyo, vrem să auzim imnul, neapărat. Am să dau cuvântul domnului primar. I-am promis că n-am să vorbesc mult, nu m-am ținut de cuvânt. Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit! Este o zi specială pentru voi, dragi copii, cât și pentru dascălii voștri. Noi, primăria și Consiliul Local, ne-am propus ca în următorii 4 ani să fim alături de dumneavoastră, nu doar la festivitatea de deschidere. Știm, dragi profesori, că nu poți avea performanțe și nu poți desăvârși educația acestor copii minunați dacă nu avem și condiții. Noi vom investi în educație, vom investi în dumneavoastră. Ne dorim o colaborare, din partea noastră vrem înțelegere și încredere. Ca să nu lungesc discursul, aș vrea să ofer un premiu special unei persoane speciale, o minune de copil, cel care ne-a făcut să ne simțim mândri că suntem români. Este vorba de mezina lotului de canotaj a României, cetățean de onoare al comunei, Iuliana Popa. Aș vrea să rog pe domnul viceprimar, pe domnii consilieri,
împreună cu doamna director, să mâneze premiile copiilor care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadă. Ne dorim ca aceste premii să vă determine, dragi copii, ca în anii următori să munciți mai mult, iar noi promitem că valoarea acestor premii va crește. Deci, munciți mai mult și luați-ne banii. Noi vi-o oferim cu plăcere. Mulțumim mult! Vom continua cu olimpicii noștri, pe care am să-i rog atunci când vor veni aici să rămână în față. La intrare în școală, dragi părinți, puteți observa un panou unde sunt pozele olimpicilor noștri, premiile obținute. Un panou care se încheie așa: tu când vei urma? Deci, dragi elevi, haideți să încercăm anul acesta să mai depășim și alte bariere. Cei premiați la concursurile și olimpiadele școlare cu sprijinul Consiliului Local al Primăriei Zemeș sunt Dârlău Andrei, locul întâi pe țară la Olimpiada Matematică a Satelor, locul întâi pe județ la Olimpiada de Matematică, locul 3 la Olimpiada de Română pe județ, mențiune la Festivalul Național de Teatru și premiul special la Olimpiada de Religie. Gata! Următoarea noastră olimpică este Popa Daria Elena, premiul 2 la Olimpiada de Matematică fază județeană, mențiune la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română fază județeană, mențiune la Festivalul Național de Teatru. Gata! Continuăm cu Cucu Ovidiu Teodor, medaliatul nostru cu aur la Festivalul Național de Teatru, al doilea an consecutiv. Priviți-l bine, mâine, poimâine o să-i cerim autografe. Și el o să se facă când nu ne mai cunoaște. Mulțumim, Iuliana. Și acum continuăm. Nu știu dacă am un ordine asta. Lupo Ionel Irinel, mențiune la Olimpiada de Matematică fază județeană. Bobeică Miruna, mențiune la Festivalul Național de Artă Dramatică Spiritului Caragiale de la Năvodari. Mutu Andrei, locul 2 la concursul național Cupa DHS, fază județeană. Drăgan Ștefan Daniel, locul 3 la concursul național Cupa DHS, fază județeană. Grăpinoiu Paula Teodora, locul 3 la același concurs. Rămâneți aici! Ai încurcat picut? Ce scrie picut? Drăgan Ștefan, eu spadariu Ștefan. Drăgan Ștefan. El n-a fost. N-a fost? Nu, nicio problemă, bine. Să mai intrăm și la case mai mari. Continuăm. Acatine Sergiu Constantin, mențiune la Festivalul Național de Teatru de la Năvodari. Baciu Delia, locul 2 la concursul școlar cu tematică de protecție civilă cu viața mea, apăr viața, fază județeană. Locul 3 a fost ocupat de cei de la Bacău, deci... Noi ne apărăm viața mai cu foc. Constantinescu Alin Mihai, mențiune la Festivalul Național de Teatru și locul 2 la concursul național Cupa DHS. Hai Aline! Dobrițoiu Alina Nicoleta, mențiune la Festivalul Național de Teatru Spiritului Caragiale Nevodari. Studenții de la clasa 8 merg cam încet. Hoțu Valentin Ștefan, locul 2 la concursul județean cu viața mea, apăr viața, mențiune la Festivalul Național de Teatru.
și la desen și la secțiunea teatru. Stătescu Alexandra, mențiune la același concurs de la Năvodari. Și Stroie Bianca, locul 2 la concursul cu Viața mea apăr viața. Munteanu Răzvan Constantin, mențiune la Olimpiada de Limba și Literatura Română, fază județeană. Nistor Luisa. Vedeți dacă sunt prea mulți? Încurc în hârtii. Premiu special la Olimpiada de Religie. Pruteanu Paula Denisa. Nu, să se pregătească până. Pruteanu Paula Denisa. Locul 2 la Cupa Națională de HS. Așa și? Roman Alexandra. Ruxandra, mă scuz. Din elita școlii noastre lipsesc elevii de clasa 8-a care acum participă la festivitatea de deschidere la liceu. Și avem acolo un premiu 3 la Olimpiada de Limba și Literatura Română, fază județeană. Avem o mențiune la o altă Olimpiadă de Limba și Literatura Română, una dintre cele mai grele și dificile. La concursurile de dans, participări foarte frumoase la concursul național de chimie. Dragi părinți, ei, uitați-vă bine la ei. Vreau la anul să fie mult mai mult. Vorba domnului primar, haideți să le luăm bani, haideți să facem un pariu, că la anul vor fi de 3 ori mai mulți. Doamne ajută! Dragi elevi, priviți-i bine și voi puteți fi aici anul viitor. Haideți că se poate, haideți să încercăm. Dragi părinți, ei sunt cei care mâine poate vor reuși să ne facă România mai frumoasă decât este. Vă mulțumesc mult, mulțumesc mult și elevilor și vă urez baftă mult anul acesta și să nu renunțați. Puteți merge la locurile voastre. Dacă de la poliție, cei care ne asigură securitatea, îi invităm în mijlocul nostru. Ei sunt discreți ca de obicei, dar ne ajută stâlpul nostru. Pune una pe telefon și imediat se prezintă. Dar nu-i nevoie. Bună ziua! Distinși profesori, dragi elevi și părinți, această zi ne oferă nouă, celor cu o uniformă Blue Marine, prilejul cel mai potrivit de a vă asigura că Poliția Română este alături de voi, în slujba dumneavoastră, gata să intervină ori de câte ori va fi nevoie. Începem un an școlar împreună, polițiștii, profesorii, părinți, elevi, în care vă garantăm sprijinul nostru în rezolvarea problemelor cu care vă veți confrunta. Dragi elevi, suntem aici pentru voi, pentru a vă proteja și a vă ajuta de fiecare dată când veți solicita, iar împreună vom găsi cele mai bune soluții. Pentru conduita dumneavoastră corectă, nu veți primi note care să judece valoarea, dar veți proteja în lumea reală și veți oferi valoare lucrurilor și oamenilor din jur. Stimați părinți, știm că viața în care trăim nu este ușoară, că timpul dumneavoastră înseamnă îndeplinirea de obligații și responsabilități, dar vă rugăm să înțelegeți că singura prioritate o reprezintă copiii. Trebuie să le fiți aproape, să-i înțelegeți și să-i îndrumați în pregătirea lor pentru viață, pe căile cele mai corecte, lipsite de riscuri și vulnerabilități. Distinși profesori, vă reamintim că, pentru noi, Poliția Română, siguranța elevilor și a dumneavoastră constituie o prioritate în activitatea noastră zilnică. Avem un scop comun, acela de a forma tineri care să respecte normele sociale și să pornească cu o educație bună. Dorim ca nimic să nu perturbe drumul pe care ați pornit pentru atingerea obiectivelor stabilite în activitatea dumneavoastră școlară. În încheiere, vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate, ca de fiecare dată,
de colaborare, vom continua să fim partenerii dumneavoastră, astfel încât eforturile noastre ale tuturor să conducă la un singur rezultat, o copilărie liniștită, cu reușite care să pună bazele unui viitor frumos. De ani, veneam în această școală, proaspăt absolventă de facultate, cu dorință, cu elan, cu multă dorință să lucrez în această școală cu copii. Și au trecut aproape vreo 40 de ani de această activitate. Am avut serii de copii buni și foarte buni și au ajuns oameni în adevăratul sens al cuvântului și dintre ei o parte îi vedeți și aici. Și spun cu nostalgie că unii dintre foștii mei elevi, care sunt cadre didactice în această școală, se apropie de pensionare. Te gândești când au trecut atâția ani și cât de repede trece timpul. De fapt, noi suntem pe pământ niște musafiri. Veniți oaspeți. Ni se dă un timp pe care trebuie să-l folosim pentru noi și pentru cei din jurul nostru și să lăsăm ceva urme pe acest pământ. Mă bucur că am găsit acum o școală atât de frumoasă, de curată și copii mulți și mă bucur că sunt așa mulți copii. I-aș îndemna pe copii și pe părinți să-i lase pe copii să se joace mai mult în natură, să socializeze, să comunice mai mult între ei și mai puțin pe tabletă, internet, în singurătate. Pentru că la generațiile la care am lucrat eu, la vremea respectivă, nu existau nici internet, nici tabletă, nici mobil și ne jucam poate și noi și ei mai mult în natură, eram mai deschiși, mai sănătoși, nu se mânca fast food, erau și copiii mai respectoși, mai cu bun simț. Nu spun că astăzi nu sunt poate la fel, dar e bine să se joace, să fie mai mult în natură, să o respecte, să o protejeze, pentru că în societatea aceasta din zilele noastre, când nemunca, superficialitatea mai primează pe aici, pe acolo și se mai nasc, știu eu, genii fără carte și idioți cu diplomă de doctorat, astea sunt niște excepții. Ceea ce trebuie să primeze este educația, munca, colaborarea și dăruirea pentru ceea ce faci. Le urez părinților, cadrelor didactice și elevilor să colaboreze mai mult, să fie sănătoși, să se implice mai mult în toate activitățile și am trăit ieri momente de bucurie la zilele Moineștiului când foarte mulți elevi din Zemeș, probabil aceștia care au fost și astăzi, au fost premiați acolo și de multe ori s-a aplaudat pentru Zemeș. Multă sănătate și un an cu multe succese! Mulțumim foarte mult! Programul microbuzelor școlare rămâne același de anul trecut, pentru câteva zile. Deci, dragi părinți, să știți, el rămâne același. La clasa pregătitoare, domnul învățător Munteanu Dan își va conduce învățăceii în sala de clasă de la parter. La clasele 1, 2, 3 și 4 rămân aceleași cadre didactice. La clasa 5A, dirigintă este doamna Șalaru Elena. La clasa 5B, dirigintă este doamna Munteanu Elena. Iar la clasa 8B, dirigintă este doamna profesoară Buruiană Mădălina. Vă doresc încă o dată un an bun și plin de realizări.
Vă mulțumesc! Puteți merge în clase, cei mici și cei mari o să vă rog să-i așteptăm, da? Deci vom pune note. Anul trecut ați fost avantajați, ați învățat fără niciun pic de emoție. Anul acesta veți avea un pic de emoție, că doamna va mai pune câte ceva cu roșu, câte ceva cu verde, câte ceva cu, eu știu, altă culoare și vom avea catalog. Va fi totul diferit față de anul trecut. Văd că marea majoritate dintre voi ați și intrat în rândul școlarilor de adevăratele. V-ați luat uniforme, v-ați pieptărat frumos fetele, vai, 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 cât de frumoase sunteți, da? Trebuie să știți, dragi părinți, că în clasele 1-4 copiii sunt obligați să poarte uniformă. Pentru că, deocamdată, școala noastră nu și-a făcut o uniformă proprie care să o reprezinte. Rămâne vechea uniformă, fetițele în șorțulețe pe pit, așa, și băieții costum blomare negru, cu cămașă, eventual, dacă sunteți mai, puteți să le puneți un papion, o cravată, ca să fie și ei mai deosebiți. Deci, asta să țineți cont, că uniforma este obligatoriu până în clasa 4-a. De asemenea, știți, de anul trecut, la sport vor trebui să aibă echipament sportiv, training, Adidas, știți aceste lucruri. Eu am pus tuturor părinților pe bancă câte un pliant. În pliant veți găsi exact ceea ce trebuie să aveți anul acesta. Deocamdată nu avem decât trei manuale. Nu ne-a sosit manualul de dezvoltare personală, dar în momentul când va veni, fiecare îl va primi. Vedeți, toți au primit manuale noi și vor avea nevoie, și în afară de aceste manuale, și de caiete speciale. Știți acest lucru, că fără ele nu se poate. Așa cum am avut și anul trecut, și anul acesta vom avea și la comunicare, și la matematică, și la dezvoltare personală. Deci vom avea de 3 caiete. Puteți să vă pregătiți o sumă de cam 35 de lei. Cam atât costă pachetul cu caietele speciale. Așa, și în momentul când vom da comandă, să aveți banii pregătiți ca să vă puteți procura cele necesare. În afară de caietele speciale, am mai scris eu acolo, vor avea nevoie de 2 caiete tipul 1, 2 caiete matematică, bloc de desen, acuarele, pensol, creion, stilou, asta știți de anul trecut, fiecare ce are nevoie. Nu-mi rămâne decât să vă doresc dumneavoastră multă sănătate, putere de muncă, răbdare, și eu trebuie să am răbdare, și dumneavoastră, dacă eu pot să am cu atâția cât sunt în clasă răbdare, dumneavoastră acasă cu unul, nu se pune problema.
Deci, multă, multă răbdare, sănătate și putere de muncă. Iar vouă, dragi copii, mult succes și bine!